scurs invitației noastre de a participa la această conferință de presă, a cărei temă o reprezintă siguranța școlară, respectiv activitățile desfășurate și rezultatele obținute de către polițiștii Biroului de Siguranță Școlară, atât în sistem propriu, cât și în sistem integrat, în primele 9 luni ale acestui an. Alături de mine îi am pe domnul comisar șef de poliție Costin Tudor, împuternicit șef al Inspectoratului de Poliție Județean Botoșani, și doamna Gheorghescu Daniela, comisar șef de poliție, șef al Biroului Siguranță Școlară. Pentru început, îi voi da cuvântul domnului inspector șef. Bună dimineața! Vă mulțumesc tuturor pentru prezență și pentru interesul pe care îl manifestați în ceea ce privește activitatea Inspectoratului Județean de Poliție Botoșani. Activitatea de astăzi presupune o comunicare către dumneavoastră a activităților desfășurate de compartimentul de biroul de specialitate din cadrul instituției. Voi da cuvântul colegei mele, doamna șef de birou, Gheorghescu, după care propun câteva minute de întrebări din partea dumneavoastră pentru întrebările care le aveți la adresa comenzii, la adresa colegilor din cadrul Biroului de Siguranță Școlară. Vă mulțumesc! Bună dimineața! Cu amabilitate din partea dumneavoastră o să dau citire unei sinteze privind situația pe care noi am înregistrat-o în mediul școlar în primele 9 luni ale acestui an. În anul școlar curent, peste 450 de unități de învățământ sunt repartizate în responsabilitatea Inspectoratului Județean de Poliție Botoșani, care, într-un efort conjugat cu celelalte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne, precum și cu alte instituții și organizații neguvernamentale, acționează pentru a crea un mediu sigur, atât pentru elevi, cât și pentru personalul din învățământ și implicit pentru societate. La nivelul județului, în primele 9 luni ale acestui an, a fost înregistrată o scădere a infracțiunilor sesizate ca fiind produse în școli sau în proximitatea acestora, în comparație cu aceeași perioadă a anului trecut. Au fost sesizate 56 de infracțiuni, cu 16 mai puține. În funcție de tipul faptei de natură penală, identificăm o pondere ridicată a infracțiunilor contra integrității corporale sau a sănătății, dar se impune să menționăm că inclusiv acestea se situează pe un trend descendent, fiind cu 6 mai puține decât în anul școlar, în aceeași perioadă a anului trecut. În primele 9 luni au fost înregistrate 33 de fapte de lovire sau alte violențe, 10 fapte de furt, 3 fapte de purtare abuzivă, 3 fapte de distrugere, 2 fapte de agresiune sexuală, o faptă de amenințare, o faptă de port de obiecte periculoase, una de șantaj, o vătămare corporală din culpă și o faptă de hărțuire. Cu privire la infracțiunile comise cu violență, concluziile analizelor de caz pe care noi le întocmim ca structură de specialitate ulterior sesizării acestor fapte, indică faptul că în cele mai multe dintre cazuri s-au produs pe fondul unor conflicte spontane, lipsind astfel o rezoluție infracțională caracterizată prin premeditare, sau sunt rezultatul unor activități de joacă pe timpul pauzelor care favorizează producerea de accidente. Dacă ar fi să interpretăm sistemic atât concluziile acestor analize de caz, cât și valorile pe care vi le-am expus anterior cu privire la evoluția infracționalității, nu constatăm existența unui, la nivel de fenomen, a comiterii de infracțiuni în mediul școlar. De asemenea, din aceeași perspectivă a analizei infracționalității înregistrate în primele 9 luni ale anului, se impune să menționăm că nu am fost sesizați cu privire la fapte dintre cele prevăzute de legea 143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri. Ulterior, sesizării faptelor de natură penală săvârșite în unitățile de învățământ au fost desfășurate atât de către noi cât și de colegii din structurile de prevenire sau de poliție de proximitate, activități preventive la orele de curs, iar în cauzele complexe au fost desfășurate de către noi activități de consiliere a elevilor implicați, activități care obligatorii au loc în prezența reprezentanților legali și a reprezentanților unității de învățământ,
activitate în cadrul cărora le sunt prezentate elevilor consecințele juridice ale săvârșirii de fapte penale. În ceea ce privește zona de comitere a infracțiunilor, în primele 9 luni, cele mai multe fapte, un număr de 51 au fost comise în incintă, iar 5 în zona adiacentă a unităților de învățământ. În ceea ce privește mediul de comitere, în perioada analizată 31 de infracțiuni au fost comise în mediul urban, iar 25 în mediul rural. Dacă ne referim la activitățile de prevenire, pe care atât noi cât și, așa cum am precizat colegii noștri, le-am desfășurat de la începutul acestui an, dar și în anul școlar precedent, activitățile au fost adaptate categoriilor de vârstă, un aspect important în ceea ce ne privește, în așa fel încât prezentările noastre să fie adaptate capacității de percepere și înțelegere ale elevilor cărora ne-am adresat. Astfel, pentru elevii de ciclu primar am desfășurat campania Ce ție nu-ți place, altuia nu-i place. Pentru învățământul gimnazial și liceal, campania Cool nu înseamnă dur. În cadrul celor două campanii, polițiștii de siguranță școlară au desfășurat 94 de activități preventive educative prin prevenirii violenței, destinatarii fiind peste 4200 de elevi, 65 de activități pentru prevenirea și combaterea bullying-ului, cu instruirea a peste 2700 de elevi. Perioada vacanței de vară nu a rămas lipsit de interes pentru noi și am fost prezenți în taberele și școlile de vară organizate în județ. Am contribuit și noi la implementarea campaniei care s-a desfășurat la nivel național pentru prevenirea cyberbullying-ului, precum și de conștientizarea riscurilor, vulnerabilităților și consecințelor în ceea ce privește infracțiunea de violare a vieții private. Campania, așa cum spuneam, a fost organizată de Poliția Română la nivel național, iar la activitățile pe care noi le-am desfășurat la nivelul județului, au fost prezenți elevi cu vârste între 10 și 18 ani. O parte dintre acestea au acceptat și au participat și la un sondaj care s-a desfășurat prin aplicarea de chestionare în scopul cunoașterii fenomenului de cyberbullying și a formelor în care acesta se manifestă. Indicatorii pe care noi am obținut cu privire, prin aplicarea acestor chestionare au constituit și vor constitui bază de analiză în ceea ce privește activitățile noastre de prevenire care vor fi desfășurate pe parcursul acestui an școlar. Subsecvent prevenirii și combaterii consumului de substanțe interzise în rândul populației de vârstă școlară, în această perioadă și în anul școlar precedent, în cooperare cu Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență Mavromatic, precum și cu Direcția de Sănătate Publică Botoșani, am desfășurat de asemenea o campanie locală pentru prevenirea și combaterea consumului de substanțe psihoactive în rândul populației de vârstă școlară. Campania a purtat numele Fumurile nu-ți dau valoare, iar echipa pluridisciplinară despre care am amintit a desfășurat activități în unitățile de învățământ liceal. La aceste activități participând undeva la peste 1200 de elevi. Din perspectiva abordării plurivalente a activității de prevenire a delinvenței și respectiva victimizării minorilor, în primele 9 luni ale anului, Biroul de Siguranță Școlară a desfășurat de asemenea peste 100 de activități privind consecințele juridice pe care le pot avea asupra lor comiterea de fapte ilegale, cu instruirea peste 4300 de elevi, 40 de activități pe linia portului sau folosirii fără drept de obiecte periculoase, cu participarea peste 1900 de elevi, 129 de întâlniri, atât cu reprezentanții unităților de învățământ, cât și cu reprezentanți ai Inspectoratului Școlar Județean, scopul acestora principal fiind identificarea soluțiilor și desfășurarea de activități specifice creșterii siguranței în unitățile de învățământ. Vă spuneam anterior că segmentul de prevenire în mod specific a actelor de violență în școli și în general a oricăror fapte antisociale nu a constituit o prioritate doar pentru noi la nivel de Birou de Siguranță Școlară. Activități similare au desfășurat pe parcursul anului școlar și desfășoară în permanență și colegii din cadrul compartimentului de prevenire,
din Poliția de Proximitate, colegii din cadrul structurilor de poliție rutieră. În sumat, pentru perioada despre care discutăm, am avut peste 760 de asemenea activități și întâlniri cu elevi și cu cadre didactice, repet, desfășurate de către ceilalți colegi, da? Alții decât noi din structura de specialitate. Iar echipajele de ordine publică sau poliție rutieră au desfășurat undeva la peste 1400 de activități de patrulare în zona adiacentă a unităților de învățământ. Tot referindu-ne la ceea ce înseamnă climat de ordine publică în proximitatea școlilor, în această perioadă am înregistrat, alocarea de efective a înregistrat o medie zilnică de peste 120 de polițiști de ordine publică și rutieră, atât în mediul urban cât și în mediul rural, iar colegii noștri din cadrul Inspectoratului Județean de Jandarmi au asigurat o medie zilnică de 11 lucrători pentru, atenție însă, pentru cele 9 unități de învățământ care au fost repartizate în responsabilitatea lor. Pentru că, așa cum am precizat chiar în deschiderea chiar în acestei prezentări, cele 470 de unități de învățământ, locații efective de la nivelul județului, sunt repartizate pe ceea ce înseamnă asigurarea climatului de ordine publică între Inspectoratul Județean de Poliție, Inspectoratul Județean de Jandarmi și structurile de poliție locală acolo unde acestea există. Din punct de vedere din același punct de vedere al asigurării climatului de ordine publică în proximitatea unităților de învățământ, în perioada ianuarie septembrie acestui an, Inspectoratul Județean de Poliție, fie în sistem integrat, fie individual de către structurile și subunitățile noastre, a desfășurat în total 22 de acțiuni polițienești, dintre care 4 de amploare. Acestea, din urmă, le-am mediatizat în numeroase rânduri și ați luat cunoștință și dumneavoastră de către ele. Spuneam că au fost în sistem integrat cu colegii din cadrul IJJ, cu colegii, am beneficiat de asemenea de sprijinul colegilor din cadrul STPP Botoșani și le mulțumim pe această cale. Obiectivele unor astfel de acțiuni sunt multiple. Însă cele mai importante ar fi depistarea și luarea măsurilor legale față de persoanele care tulbură ordinea și liniștea publică, legitimarea și luarea măsurilor legale față de persoanele care nu justifică prezența imediată apropiere a unităților de învățământ, desigur, combaterea absenteismului, identificarea localurilor sau altor unități de alimentație publică ce comercializează băuturi alcoolice sau produse din tutun minorilor, identificarea zonelor și a locurilor cu risc criminogen și, în ultimul rând, prevenirea consumului de substanțe psihoactive în rândul populației de vârstă școlară. Ultima asemenea activitate a fost desfășurată chiar săptămâna trecută, a vizat orașul Ștefănești și localitatea Trușești, preponderent în zona unităților de învățământ liceal. Pe aceeași direcție a asigurării ordinii publice corespunzătoare în proximitatea școlilor, prin inițiativa conducerii Inspectoratului Județean de Poliție, începând cu acest an școlar, efectiv din data de 11 septembrie, la nivelul municipiului Botoșani a fost instituit suplimentar față de dispozitivul curent de ordine publică un echipaj care acționează zilnic, atât în regim de patrulare auto cât și pedestru, pe un itinerariu adiacent unităților de învățământ din municipiu, la intervale de timp suprapuse programului de desfășurare a orelor de curs. Este, dacă vreți, un proiect pilot. Urmează să colectăm la sfârșitul acestui an datele și indicatorii care au caracterizat activitatea acestei patrule, acestui echipaj și în situația în care concluziile sunt favorabile, vom extinde cel mai probabil minim la nivelul municipiului Dorohoi acest concept. Ce face acest echipaj? Acest echipaj patrulează, așa cum am spus, exclusiv în zona unităților de învățământ. 1 la 490?
discutăm despre municipiul Botoșani. Da. Cele 470 de unități de învățământ se regăsesc la nivelul întregului județ. Acest unul nu face însă decât să suplimenteze dispozitivul de ordine publică, așa cum am spus, deja existent la nivelul municipiului. Da? Este, dacă vreți, un echipaj, o patrulă care este dedicată exclusiv școlilor și care nu intervine decât la... Ok, nu intervine, nu înseamnă că dacă în momentul patrulării surprinde în flagrant comiterea unei infracțiuni sau unei fapte contravenționale, nu intervine sau nu solicită sau nu semnalează această chestiune. Însă misiunea lor unică, dacă vreți, este aceea de a patrula în proximitatea unităților de învățământ, de a desfășura activități care, care sunt specific polițienești, unele dintre ele cu caracter public, altele nu. În considerarea tuturor acestor aspecte, ne reafirmăm constanța preocupărilor noastre cu privire la prevenirea și combaterea oricărei forme de violență în mediul școlar, prin valorificarea tuturor pârghiilor instituționale, inclusiv în sistem integrat, astfel încât evaluările periodice ale fenomenului să returneze în mod constant indici descendenți. Și dacă tot vorbim despre acest trend de diminuare a infracționalității sesizate către noi, aș vrea să aduc în discuție inclusiv faptul că în luna septembrie, da, în deschiderea acestui an școlar, am înregistrat cu 5 infracțiuni mai puține decât septembrie 2022. Le mulțumim tuturor partenerilor noștri, fie că ne referim aici la structurile teritoriale ale Ministerului Afacerilor Interne, dar și celorlalți cu care am colaborat sau cu care vom colabora în acest an pentru sprijinul pe care ne-l acordă, pentru disponibilitate. Siguranța în școli nu poate fi sau nu este atributul unei singure instituții sau al unui singur factor cu responsabilități în domeniu. Este o chestiune integrată care pleacă de la familie, continuă cu școala și cu ceilalți actori pe care i-am enumerat anterior. Dar ca o analiză generală, au populat vreo 60.000 de elevi. Și avem 56 de infracțiuni. Deci, înseamnă că totuși până la școlii la Botoșani sunt siguri, nu? Primim mereu această întrebare, dacă sunt sau nu sigure școlile din Botoșani. Eu cred că răspunsul cel mai bun la această întrebare sunt tocmai aceste cifre pe care le-am pomenit și care reflectă încă o dată infracționalitatea sesizată către noi. Puneți accent pe sesizat. Există și da. Fapte care nu sunt sesizate. Știm de acei directori care încearcă să ascund în mod faptele care se petrec în școala lor ca să nu scadă prestigiul unității de învățământ. Obiectiv vorbind, cred că este evident că e posibil ca nu toate faptele comise în școli să ajungă în atenția poliției. Acum, ceea ce pot să vă spun este că în anul școlar precedent am putut să constatăm, atât eu, cât și colegii mei, relaționarea cu conducerile unităților de învățământ, relaționarea cu inspectoratul școlar, care este una excelentă și există și a existat mereu o deschidere din ambele părți pentru comunicare și pentru a stabili pârghiile cele mai bune ca să facem un mediu sigur în școli pentru copii. Există deschidere din partea directorului unităților de învățământ. Deci nu mai avem, n-am întâlnit reticența despre care am auzit că s-ar fi manifestat în anii anteriori în a sesiza organelor de poliție orice manifestare infracțională în școală. E posibil să mai existe conflicte între ele. Este posibil ca acestea să fie soluționate la nivel de unitate de învățământ. Însă ceea ce vreau să răspund cu certitudine este că un conflict care escaladează și ajunge la un moment dat să se transforme într-o agresiune, în momentul în care este sesizată de către elev părintelui acasă, niciun părinte nu ezită în mod cert să se adreseze organelor de poliție pentru a sesiza aceste aspecte.
De aceea am prins să cred că nu mai avem de-a face cu ceea ce spuneați dumneavoastră, de acoperit, de tolerat, de... Dacă se întâmplă în continuare, mesajul pe care noi vrem să-l transmitem și pe care și care dorim să fie asumat la nivel de părinți, la nivel de elevi, este să nu ezite să se adreseze poliției pentru a sesiza orice, că e de natură infracțională, că e de natură contravențională. De asemenea, mai există situații, într-o altă întâlnire recentă cu dumneavoastră, am pomenit despre noua lege a învățământului. Noua lege a învățământului prevede clar mecanisme de abordare și de soluționare a cazurilor de violență în școli. Violența poate să fie manifestată și la nivel psihologic, nu neapărat la nivel fizic, da? Vorbim despre bullying. Este un fenomen pe care s-a tot bătut monedă în ultimii ani, care există în școli, nu-l contestă nimeni. Noi personal, noi ca și instituție, salutăm această lege care a apărut și a intrat în vigoare în acest an, pentru că, așa cum am spus, prevede niște grupuri de acțiune la nivelul școlilor, din care și noi facem parte, din care fac parte și alți actori responsabili, începând cu reprezentanți ai colegii, ai consiliilor elevilor, ai cadrelor didactice, reprezentanți ai părinților. Avem actori din domeniul protecției copilului, ai asistenței sociale. Deci, mă întorc la ceea ce spuneam la început. Trebuie, acest sistem trebuie și eforturile trebuie să fie unele conjugate pentru a ajunge acolo unde ne dorim. Întorcându-mă, nu am înregistrat în acest an școlar, de când a început, și nici în anul școlar trecut, fapte grave în unitățile de învățământ. Și când zic fapte grave, mă refer la, nu știu, violență extremă, la orice vreți dumneavoastră pentru care... Răpiri. O doamne. Ceea ce poate să ne conducă către ideea că mediul școlar în acest județ este unul sigur pentru toți participanții la procesul de învățământ. Mai devreme ați identificat și sancționat efectiv comerciant care nu au cer documentele de identitate la momentul în care vine copilul, cumpără țigări sau acolo? Dacă, cred că avem aici undeva cifrele, au fost aplicate, să spun imediat, și câte sancțiuni. Agenților economici care au făcut un obiect bulb. Conexat da. cu nou, un nou proiect de a interzice minorilor accesul la băuturi de tip energizate. Nu. Nu. Verificările pe care colegii mei din cadrul participanți la acțiune din cadrul structurii de investigare a criminalității economice au vizat cel mai probabil alte fapte contravenționale. Din câte cunosc, competența de sancționare a vânzării de țigări minorilor și cred că și acolo are Oficiul pentru Protecția Consumatorului. Știu clar că sancțiunile care au fost aplicate în timpul acțiunilor desfășurate de polițiști pe această temă au fost aplicate comercianților pentru alte contravenții, nu pentru că ar fi vândut alcool sau țigări minorilor. Mai mult decât atât, nu au fost identificați minori în incinta unor astfel de localuri în perioada în care noi am desfășurat activități de genul acesta. Au fost identificați în proximitatea școlilor sau în alte locuri în care își petreceau timpul și nu se aflau la cursuri. Iar sancțiunile aplicate de către polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice care au participat la activități au fost aplicate pentru nerespectarea prevederilor codului fiscal, respectiv pentru faptul că comercianții respectivi nu utilizau, așa cum este prevăzută lege, casele de marca. Dacă mai avem întrebări. Agenților economici sunt instruiți cu privire la normele legale
care reglementează sau care interzic comercializarea de alcool și produse din tutun către minori. Deci, nu aveți competențe să sancționați? Dacă sunt unități de învățământ aflate în zone cu potențial de risc infracțional, pentru că am sesizat, de exemplu, anii trecuți, elevi ai grupului școlar de la Plămânzi erau agresați pe stradă de tineri din localitate, că deșeau de la curs. Buzunăriți, tâlhăriți. O altă zonă era Dorohoiu și Îndriceni, unde la fel elevi agresau colegi sau a fost vorba de agresiuni sexuale. Trei tineri care au fost trimiși în judecată pentru că au acuzat de o colegă. M-ar interesa dacă există astfel de unități de învățământ care se confruntă cu o problematică specială, să spunem așa. Bun. Ați pomenit despre liceul Alexandru Vlahuță de la Șendriceni. Ceea ce pot să vă spun este că nici în anul școlar precedent și nici în acest an. Și atenție, aș vrea să stabilim faptul că ne referim la ceea ce înseamnă infracționalitate în școli. Desigur, zona de proximitate a unităților de învățământ este la fel de importantă pentru noi și de aceea vă spuneam că încercăm să venim cu aceste acțiuni pe ceea ce înseamnă segmentul de ordine publică și cu alte măsuri suplimentare pe zona de proximitate a școlilor. În ceea ce privește cele două unități de învățământ pe care le-ați menționat, în privința liceului de la Flămânzi, către noi nu au existat astfel de semnale în anul școlar precedent. Dacă dumneavoastră... Păi s-a ocupat parchetul de către Dorohoiu. Despre infracțiunea de agresiune sexuală, despre care am pomenit, da, este un dosar în lucru. Nu pot să vă precizez alte detalii la acest moment. Au fost grupuri dispersate în cadrul acestor acțiuni de persoane care să spunem că nu justificau prezența în proximitatea unității de învățământ. Dar nu au fost sesizați cu fapte grave, dintre cele pe care dumneavoastră le-ați menționat. Târhării, bătăi, iar cu conducerea liceului de la Flămânzi chiar avem o colaborare foarte bună și foarte deschisă. Însă, repet, dacă dumneavoastră aveți cunoștință despre comiterea unor astfel de fapte... Au fost sesizări. Și cazurile au fost instrumentate. Au fost niște sesizări, într-adevăr, anul trecut, doar că nu au vizat activitatea școlară. S-au desfășurat în afara școlilor și erau implicați minori. Aparține unor unități școlare. Spre personal de fază al unităților de învățământ. Spre detalii suplimentare, unde, când? Le pot fi, de exemplu. S-a dus la cunoștință prefectului anul trecut și era cumva să vede dacă faptele se confirmă sau nu. Da, știu despre... cunosc subiectul acesta. La vremea respectivă, toate aspectele care au fost sesizate au făcut obiectul informării de către noi, atât pentru Inspectoratul Școlar Județean. De ce spun asta? La Inspectoratul Județean de Poliție nu au fost depuse nicio plângere pentru agresiune sexuală sau orice alte suspiciuni de fapte penale care s-au vehiculat la vremea respectivă. Dar, luând cunoștință despre subiectele care s-au discutat cu prilejul unor evenimente și a unor ședințe ale unor organisme sau instituții de la vremea respectivă, am avut informări către Inspectoratul Școlar, către unitatea, către conducerea unității de învățământ și către avocatul copilului din cadrul avocatului copilului. Au avut cadre didactice agresate? În anul școlar precedent, nu. Nu cred că a fost situație. Dar pentru Biroul de Siguranță Școlară reprezintă un interes informațiile
prezentate de DINCOT cu acele cazuri de copii traficați, fete traficate la drogoi, obligate să se prostitueze chiar de către o minoră, alți tineri și un vârstnic. Orice informație este de interes, orice informație cu privire la minori implicați, fie la nivel de delinvență, fie la nivel de victimizare, este de interes pentru noi și părchia prin care acționăm sunt activitățile de prevenire și respective activitățile de consiliere individuală. Desigur, la nivel structural, instituțional, există cooperare și schimb de informații între, atât între structura de crimă organizată și inspectorat, dar inclusiv între noi și inspectoratul de jandarmi, dacă vreți. Deci orice date care sunt de interes și de care luăm cunoștință sunt valorificate în sensul acesta al intervenției pe segmentul de prevenție, în mediul respectiv. Pentru că asta este pădia și asta ne este competența. Pentru că acele fete care au fost victime erau instituționalizate, erau într-un centru de ocrotire și se presupune că făceau parte și dintr-o unitate școlară, zic eu. Exact asta vreau să spun. Ele, ok, vorbim despre minori instituționalizați, dar vorbim despre minori instituționalizați care erau în același timp elevi. Probabil informațiile au ajuns inclusiv în mediul elevilor din aceeași școală. Acum, minorii instituționalizați, după cum bine știți, fac obiectul activităților de prevenire și de consiliere, inclusiv de către factorii din cadrul DGASPC-ului. Deci, informația, vă asigur, că ajunge la ei, într-un fel sau altul, de la o instituție sau alta. Pentru că eu de ce insist pe subiectul ăsta? Minorii reprezintă, nu știu, potențiale victime pentru traficații de persoane. Și ceea ce s-a întâmplat în primăvara acestui an, că au fost în februarie-martie, demonstrează că, într-adevăr, traficanții nu ezită să profite și de copii. Sau chiar copiii care au fost, probabil, în trecut victime, ajung să devină lideri. Pentru că din persoanele arestate a făcut parte și o minoră. Știu despre ce vorbiți. Da. Și de asta nu pot să dezvolt ce anume vă surprinde. Că ați spuntat la un moment dat că nu au fost cazuri care să facă obiectul legii 143. Nu ați spuntat nimic vis-a-vis de traficul de persoane. Ascultați-mă. Competența noastră, haideți să distingem un pic. Competența noastră, în ceea ce privește instrumentarea de infracțiuni, instrumentarea de fapte penale, se întinde pe ceea ce înseamnă fapte comise în mediul școlar. Dumneavoastră știți de asemenea foarte bine și faptul că ceea ce înseamnă criminalitate organizată este în competența și în atribuțiile structurii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Botoșani, cu care, repet, avem o colaborare, există un grup de lucru din care fac parte și dumnealor și alte instituții care se întâlnește săptămânal și care pe aceasta, pe ceea ce înseamnă cazuistică, însă, repet, a faptelor comise în mediul școlar, nu pot să ca și segment de intervenție pe ceea ce înseamnă, pe ceea ce ați menționat dumneavoastră, competența noastră este limitată, repet, la activități de conștientizare, de informare, de prevenire. La activitățile la care... Sesizat, pentru că odată ce purtați discuții cu elevii, se poate întâmpla ca o fată, cum vrea, să vă relateze o poveste. Am spus că există schimb de informații. Atenție! Deci, haideți să sunteți, practic, suntem interfața, dacă vreți. Da? Și trebuie să cunoașteți. Poliția locală, chiar și ISU, pe anumite segmente, reprezintă un ansamblu de activități plecat de la prevenire, constatare, combatere. Toate acele informații obținute din mediul școlar
sau din proximitatea mediului școlar, poate chiar din mediul familial, care excep competențelor noastre, sunt transmise structurilor specializate, respectiv DICOT, DNA, parchetul general sau parchetul tribunalului Botoșani. Sau parchetul curții de apel, depinde de caracterul sau de funcția deținută de o anumită persoană pentru un anumit moment. Astfel că toate aceste informații ajung la structurile competente. Acum, dumneavoastră ați precizat un anumit dosar dezvoltat de structurile de specialitate, DICOT. Urmărirea penală, după cum știți, are caracter secret. Și de multe ori suntem plăcut surprinși să constatăm că informațiile obținute de noi sunt concretizate în astfel de dosare, astfel de acțiuni și de cele mai multe ori și cu rol de a extirpa elemente din zonele respective. Deci acesta este mecanismul pe care noi îl desfășurăm potrivit competențelor noastre. Într-adevăr, pot fi exista și situații care ne pot scăpa din atenția noastră, pentru că, vă dați seama, dispunem sau efectuăm toate diligențele necesare și cu această patrulă care este un proiect pilot, și săptămânal cu aceste acțiuni cu efective mărite, care au fost inițiate în Botoșani, după aceea Dorohoi, Ștefănești și așa mai departe. Aceste acțiuni se vor desfășura săptămânal în continuare, în anumite zile, intervale orare, în funcție de deplasarea copiilor la școală, deplasarea copiilor de la școală spre domiciliu, participarea elevilor acum, în perioada asta, școală altă, vacanța elevilor. Ne vom duce către comunități cu implicarea autorităților locale în astfel de activități. Pentru că nu o să rămânem doar închistați în Botoșani. Și o să vedeți, o să primiți informări de la biroul de presă cu prezența noastră în aceste unități administrativ-teritoriale care să convoace inclusiv părinții la anumite ședințe, anumite discuții pentru a conștientiza copiii să nu mai poarte arme albe, să nu mai poarte spray-uri evitant lacrimogene la ei. Să abordăm și această latură a prevenției. Activitățile desfășurate de structurile specializate în combaterea traficului de droguri, a racolărilor de persoane sau traficului de persoane sau de minori, presupun un segment deja care excep nu competențele noastre de a obține informații, ci competențele noastre de documentare penală. Poate vorbim de un număr foarte mic de polițiști în raport cu numărul de elevi, poate e nevoie de suplimentare, poate avem un deficit de personal. Vă asigur că Inspectoratul de Poliție Județean Botoșani are capacitatea de gestiona orice situație. Sunt arătați din greșit. De ce? De ce mai multe structuri? Cu siguranță. Cu siguranță.